Binecuvântat să fie Dumnezeu! Iubită biserică, când depinzi de Dumnezeu, dependența aceasta de Dumnezeu, știți ce îți face? Te face să-ți iei haina la fiecare slujbă care se va ține în casa lui Dumnezeu și să te împingă să ajungi în casa lui Dumnezeu. Pentru că privești înăuntrul tău și vezi că mâna ta este prea scurtă pentru a te scoate din probleme și din necazuri. Mâna ta sau mâna mea este prea scurtă pentru a rezolva problemele noastre. Și atunci parcă dependența asta de Dumnezeu ne împinge în casa lui Dumnezeu, pentru că vrem să-L preamărim pe Dumnezeul nostru, înălțat să fie Domnul. Iubită biserică, credeți-mă ce vă spun, sunteți oameni mai în vârstă și mi-aș dori din toată inima, când voi ajunge și eu la vârsta dumneavoastră, să iubesc casa lui Dumnezeu așa cum o iubiți voi. Pentru că știți ce văd? Văd oameni tineri care au început deja să se bazeze în proprietățile lor. Și uitați, sunt atâtea bănci goale. Știți de ce? Pentru că deja oamenii se încred în ei și nu se mai încred în Dumnezeu. Dar totuși vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru voi, că v-ați făcut timp să veniți în casa lui Dumnezeu, pentru că nu există alt loc mai binecuvântat. Pentru că la un moment dat ucenicii au spus Domnului Iisus, când El le spune, voi nu plecați. Au stat un pic tăcuți și au zis, Doamne, unde să ne ducem, dacă la Tine sunt cuvintele vieții veșnice? În această seară noi știm unde am venit. Am venit la Cel care are putere să ne îmbrățișeze odată pe toți. Am venit înaintea Celui care are putere să rezolve fiecare problemă cu care te confrunți. De aceea înălțăm pe Dumnezeu. Iubiții mei, am un gând în inimă și apoi vrem să ne rugăm. Spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Ioan, capitolul 4, cu versetul 20. Dacă zice cineva, eu iubesc pe Dumnezeu și urăște pe fratele său, este un mincinos, că cine nu iubește pe fratele său pe care îl vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu pe care nu-l vede? Și credeți-mă că tare adevărat este acest cuvânt. Pentru că de cele mai multe ori avem tăria și ne batem așa cu pumnul în piept. Eu iubesc pe Dumnezeu. Și câteodată ne este greu să întindem mâna, să dăm mâna cu cel de lângă noi. Și prin aceasta ne descalificăm să mai fim numiți copii al lui Dumnezeu. Iubiții mei, îndemnul pe care l-am în această seară este următorul. Tratează-i pe oameni ca pe copiii lui Dumnezeu. Când iubești pe tatăl, iubești tot ce are el. Când îl iubiți pe Dumnezeu, n-ai cum să faci părtinire, trebuie să iubești tot ce aparține lui Dumnezeu. Știți că s-a iscat o ceartă între Lot și Avram, între păzitorii lor. Și la un moment dat, măcar că Lot era nepotul lui Avram, știți ce spune Avram? Nu este bine ca între noi să fie ceartă, dar de ce? Că suntem frați și când scoți acest cuvânt, tu întotdeauna îl spui pe Dumnezeu ca tată. Și asta vreau să vă spun. Când îl iubiți pe Dumnezeu, trebuie să dovediți că iubiți tot ce e al lui Dumnezeu. Acum permiteți-mi să dau un exemplu. Fratele Vasile, păstorul Bolmandâr, în urmă cu 23 de ani, 24 de ani, locuiam
în Pancevo pe atunci, în Serbia. Nu-L cunoșteam pe Dumnezeu. El știți ce făcea? Își lua Biblia și umbla de la tarabă la tarabă, vestind cuvântul lui Dumnezeu. Și de atunci a implementat în inima mea cuvântul lui Dumnezeu, deja m-a marcat încă pe de atunci. Și vreau să vă spun că de atunci până astăzi eu personal îl respect pe acest om și n-am avut niciodată cea mai mică problemă cu el. Slavă lui Dumnezeu! Dar acum vreau să vă mai spun ceva. El are un fiu pe Florin. Acum gândiți-vă ce vreau să vă spun. Dacă eu îl tratez pe Florin, pe băiatul lui, cu indiferență, îl maltratez, îi vorbesc urât, îl necinstesc, oare credeți că relația mea mai rămâne intactă cu Vasile? Ce face Vasile? Se întristează. Ei, tot așa e cu Dumnezeu. Când relațiile între noi sunt reci, se întristează Tatăl. De aceea mă rog în această seară să-L tratăm pe Dumnezeu ca pe un tată adevărat. Și când îl tratăm ca pe un tată adevărat, ne păstrăm relația ca să nu-L întristăm pe El. Binecuvântat să fie numele Lui în veci. Când iubești pe Tatăl, ești chemat să iubești absolut tot ce are El. Acum, dați-mi voie să mă exprim la frații mei mai în vârstă. Oare credeți că sunteți scutiți de diavolul să nu vină la mintea voastră și să vă facă să vă purtați rău unul cu celălalt? Chiar dacă ați ajuns la o vârstă înaintată? Dați-mi voie să vă spun, până vom părăsi pământul acesta, nu suntem scutiți. Însă noi trebuie să rămânem tari în Dumnezeu. Și de aceea gândul meu pentru dumneavoastră este, frații mei, surorile mele, păstrați relația bună între voi, ca să-L onorați pe Tatăl. Pentru că când există relație bună între noi, Tatăl se bucură și putem păstra o relație binecuvântată. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Psalmul 15 cu versetul 3 spune: acela nu clevetește cu limba lui, nu face rău semenului său și nu aruncă o cară asupra aproapelui său. De ce? Pentru că noi avem o relație cu El. Și relația cu Tatăl trebuie să o dovedim de pe pământ. Să nu-mi spui, eu-L iubesc pe Dumnezeu și trăim rece unii cu alții. Când spui că-L iubești pe Dumnezeu, te pui la dispoziție și știi să ai un respect deosebit față de toți semenii tăi. Haideți să stăm la rugăciune și în această rugăciune să-I spunem lui Dumnezeu: Doamne, Avram a înțeles ce înseamnă să-ți porți relația, măcar că Lot era nepotul lui. El știa că înaintea lui Dumnezeu amândoi sunt copiii lui Dumnezeu și trebuie să aibă o relație bună. În această seară noi suntem aici la închinare și vrem să-I spunem lui Dumnezeu: Doamne, vreau să-mi păstrez relația cu Tine, iubindu-mi semenii, prețuindu-mi frații, Doamne. Ne rugăm Domnului. O, Doamne!